Vine așa cu vora, e închiriat. În spatele cărău. Bă, dar nu mai are motorina asta. Și groză, n-am pus centura. Să cu capul nori. Așa, tată! Yo, pe cea pentru cunoscători. Și mai ales pentru fanatici. Tot decât în sticlă. Hai, domnule, să ne semn. Hei, prietenii mei! Partidul PLM. Mi-a prins cărligul. Bine v-am găsit la cel mai tare centru de colectare, Lion Recycle. Astăzi o să vă arătăm cum încărcăm sticlă, sticlă de sticlă, adică nu PET, da? Și deja mă strigă colegii. Stai un pic! Da, deci cum vă spuneam, deci suntem foarte hyped astăzi, pentru că astăzi o să ducem un container de sticlă de 15-20 de tone și o să încărcăm cu vola, o să vedeți practic cum vom încărca acest container. Este foarte mișto, venim așa cu vola, deci e super eficiență, e foarte mișto. Acum, lăsăm containerul jos. Apropo, ne-am luat vola, v-am spus? Ne-am luat vola, 100.000. Am zis, bă, trebuie vola, o iau 100.000, gat. Nu ne-am luat vola, glumeam, e închiriată. Dar o să vedeți cum încărcăm rapid un container de sticlă, după care o să mergeți cu noi să-l ducem la reciclare, la reciclator propriu-zis. Îl vărsăm acolo, mergeți pe drum cu noi, mai vorbim, mai stăm de taină, mai puneți și voi o întrebare pe parcurs, noi vă răspundem, bine, vă răspundem când o să vedeți clipul, dar ați înțeles ideea, da? Haideți cu noi să vedeți care e treaba și cum merg lucrurile aici, în cel mai mare centru de colectare din București. Aproape. Adică aproape București. Vedeți minunăția asta frumoasă? Cu 3 axe pe spate o să ne aducă direct la reciclare cu 20 de tone pe noi. În spatele cărău. Nu una, nu două, ci 3. 3 axe. Păi ești nebă, 3. Mișto. Nici asta nu are 3 axe. Bă, dar nu mai are motorina asta. Nașpa. Hățânea. L-am pus pe poziții pentru a fi încărcat cu sticlă, dă sticlă. Veți vedea tot procesul. Cea mai eficientă încărcare este evident cu vola. Momentan nu este cazul să achiziționăm una, poate pe viitorul apropiat, mediu, îndepărtat. Dar momentan este cea mai bună variantă să o închiriem. O să încărcăm și cu bandă, dar momentan încărcăm cu vola și veți vedea cum decurge tot procesul. Veți vedea alături de noi. Puteți să ne dați comentarii, să ne spuneți părerea, critică, orice vreți voi. Și nu uitați, dați follow și subscribe. Suntem și pe TikTok, și pe YouTube, și pe Insta, și pe Facebook. Bine, Insta, Facebook nu mai contează. Suntem și pe YouTube. Vedeți pe YouTube clipul întreg la tot ce facem noi aici, da? Deci nu uitați, dați click pe link-ul acolo de pe TikTok și le vă duce pe YouTube. Și acolo vedeți tot clipul, nu doar frânturile așa, adică toată povestea. Ce mai faceți? Vreau să vă lăsați acasă aici. Hai că vă las. Ideea este în felul următor. Noi trebuie să ne grăbim destul de tare, de parcă ne-am putea grăbi încet, știți? Trebuie să ajungem la 3:30, cel târziu la fabrică și ca să economisim puțin timp, până e gata containerul, ne ducem să băgăm motorină de acum ca să nu mai pierdem vremea atunci. Mai încercăm să mai economisim un pic din timp. Un sfert de oră e bun și ala. Așa că, haideți să băgăm un pic de cătran. Băgăm păcură în ea. E cu păcură asta merge. Și mișto e ăsta vopsit. Mamă, cu driver. Știi cum se uită, am observat treaba asta, șoferii de camion, de tir, se uită tot timpul la alte mașini, alte camioane și zic, mamă, cât de mișto e ăla, ia, uite, ăla are, nu știu ce chestie, nu știu ce dotare mașina și se uită așa cu jin și le curge așa o bală. Deși eu sunt șofer de camion, spun în timp ce conduc un camion, știi? O prea pare că m-ați crede când spun asta. Șoc și groză, n-am pus centura. Asta credeți de că n-am pus-o. Ați văzut? Bă, ce-mi place cu camionul ăsta, jur, deci mi se pare atât de mișto. Deci, pe cuvânt, mi se pare că se conduce foarte ușor. Bă, salut fanii mei! E bine sus! Să cu capul nori! V-ați prins? Deci suntem aproape gata cu treaba aici, aproape încărcat. Mai trebuie să ne facem un pic pe spate și gata. După care facem actele, dacă nu sunt gata deja, și plecăm. După cum vedeți, am reușit să-l ridicăm, ceea ce este normal.
O să mergem la fabrică, o să rămâneți cu noi pe tot parcursul drumului și o să ne vedem acolo, nu? Așa că haideți cu noi să îi dăm drumul la treabă. Noi mai facem aici un pic o chestie, trebuie să luăm actele, asigurăm toată treaba, tragem prelata și după aceea ne vedem la fabrica de reciclare, da? Haideți! Așa, tată! Eu, special pentru cunoscători și mai ales pentru fanatici, am 460 de cai pe asta. O să mă întorc cu ea așa de spate ca cu ursuleț. Salutare din nou, nu știți că am filmat în altă zi, dar o să vă aflați acum. O să aflați acum. Se aude bine? Se aude bine colegul de la Sunet, regia? Super! Deci, care e treaba? Suntem pe treabă, mergem să ducem super cantitatea de sticlă pe care noi nu am aruncat-o la gunoi. Dar apropo, vedeți că am părul lung. Da, mi-a rămas părul lung. Mergem la reciclator să ducem 20 de tone de ciob. Le ducem la măcinat să facem alt ciob frumos din el. Sperăm să ne lasă să filmăm prin fabrică. Dacă nu ne lasă, ne rugăm de să ne lase altă dată. Dar ideea este că noi acum suntem în transport, o să vă arătăm cum descărcăm acolo, o să vă arătăm diverse mici chestii, ce se mai întâmplă pe parcurs, nu știu ce o să fie. Dar nu aveți idee ce diferență foarte mare este între a conduce un camion gol și a conduce unul cu 20 de tone pe el. Nu aveți idee. E bine, poate că unii aveți, dar eu nu aveam cu siguranță idee. Dar acum am. Este o diferență foarte mare. Știți vorba aia cu pași mici? Noi mergem cu pași mici ca să mergem sigur, că dacă făceam pași mari nu mai era sigur. Are capul meu. Ce m-a speriat aici. Avem un giratoriu. Stai un pic. O, cu tare. O, puică. Acum, opa, a treia, am dat prea repede. Mamă, e a patra asta, de aia, mijloc de a patra, mijloc de a treia, de aia a făcut. Dăm gama, băgăm, a cincea, ai văzut? Da, mă, că n-am degeaba permisul de bicicletă. Am ajuns până la urmă aici, ia să vedem, băi, sunt foarte curios cât avem. Greutăți pe noi. Ne-am urcat pe cântar și trebuie să stăm până ne fac ei semne. Ce semne ne fac, obscene? Uite câtă sticlă. Hai, domnule, fă-ne semn. Da, deci am ajuns aici, suntem pe cântar, ne cântăresc, ne ducem, descărcăm, ne întoarcem, cântărim, vedem cât e, bine, după aceea se fac actele, după ce se vede exact pe rezultatul. Ce e? Ne-a făcut semnul. Neobscen, dar nu a fost obscen decât am văzut eu, ceea ce mă bucură. Hei, hei prietenii mei, ce mai faceți voi? Bine ați venit alături de noi, aici, unde facem reciclare. Nu minciuni. Votați, Bogdan președinte. Partidul PLM. Deci trec două căi de cale ferată, mi-a zis, adică acestea. Băi, câtă sticlă, cum așa poate să intrăm în ea? Ce facem? Stânga și pe acolo, așa, pe undeva. Bă, cred că sticla asta nu se recine, nu e la nefăcută. Cred că e veche, adică veche la modul că trebuie aruncată. Putem să o luăm noi, să o spargem, să le aducem înapoi. O, mă, fugă! Unde banii fiți? Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Am ajuns! Tractorajul ăsta aveam când eram mic. Noi acum avem mai mari, n-avem deloc. Păi și unde descarc? Și ai făcut-o exact ca să poată fi băgată la cuptor. Am înțeles. Da. Păi și pe viitor când mai aducem ciop, cu cine vorbesc? Cu dumneavoastră? Nu, cu Adrian. Nu cu Adrian vorbesc, da? Ok, bun. Mi-a prins cârligul. Putem să împingem cu ceva în ele? Și trebuie făcut cumva pentru că atunci când îl împinge, eu deblochez. Veniți aici, din partea asta, fix de aici. Fix de aici. Am rezolvat problema. Foarte repede a crezut că o să fie mai complicat să deblocăm acolo, dar foarte repede a făcut băiatul. Și o să scăpăm de ea. Și asta e tot. Super. Lion Recycle, a reciclat sticlă, 15 sau 20, nu știu, acum o să vedem, sunt foarte curios cât a fost pe cântar, cât a fost mai exact. Nu știu, eu zic între 15 și 20 pe aici, dar nu știu, sunt foarte curios cât a fost.
Băi, 15 tone, 15 tone care puteau să ajungă la gunoi, dar nu au ajuns. Au ajuns la reciclat. Am scăpat odată și planeta, că n-am mai poluat-o. Am scăpat și industria asta a sticlei, că are materie primă mai ieftină. Am făcut și noi un profit, toată lumea fericită. Perfect. Închidem ușile, te urcăm pe cântar, luăm tichetul și acasă. Acasă. Plecăm la hală. Adică nu acasă, e urât să spui acasă. Safety last la noi. Punem aici acest scârlig, asta e siguranța. Cum noi vă vine? N-am tutorial. Pune acolo. Drang. Forța costii. Haideți. Ta-da-da, ta-da-da de... Vamos a la playa! Oh. Deci nu vine să cred cât avem. Sunteți pregătiți? Băi, sunteți pregătiți? Avem 20 de tone 600. What? Păi, ce tare, 20 de tone. 21 aproape. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Sunt foarte entuziasmat de toată chestia asta și mă bucur foarte tare. Deci, noi am reușit să punem în container cu un abrol, da, deci nu două, deci nu basculantă sau altceva, 20 de tone 600. Da, este legal, pentru că e cu 4 osi, cu 3 pe spate și putem să cărăm atât de mult legal, deci este super șmecher, deci își merită banii. Foarte încântat, foarte mulțumit și entuziasmat de toată achiziția și toată combinația. Acum să ne lase și pe noi. Da, lăsați-ne mă să trecem și noi. Stați un pic, am aici o problemă, că nu mă lasă băieții cu școala vieții să trec și eu. Într-un transport să fim atât de eficienți, să cărăm 21 de tone și mai mergea să mai punem 400 de kg lejer, dacă voiam. Deci 21. Păi 21 de tone. Foarte tare. Nu știu dacă voi vă dați seama cât de mult contează să car cu un utilaj mare și să ai eficiență în tot procesul pe care îl faci, pentru că noi cu utilajul personal pe care l-aveam cu abrolul mic, unde căram containere mici, unde aveam, puneam undeva la 2 tone jumătate și aproximativ tot cam același timpul stăteai plecat în trafic, adică nu era vreo diferență. Și consum cu cât? Apropo, să vedem, cât am consumat de până aici? 17 litri de motorină am consumat, deci încă 17 întors, deci 35 de litri de motorină. Abrolul mic consuma, nu știu, probabil că 20. Deci cu 15 litri de motorină în plus, da, într-adevăr, mașina e mai scumpă, trăsinerea e mai scumpă, corect. Dar totuși, cantitatea este de 9 ori mai mare, 8 ori când vine. De 8 ori mai mult, care de 8 ori mai mult. E o diferență foarte mare. Deci, cu alte cuvinte, vă așteptăm să ne aduceți sticlă la punctul nostru de lucru, din militari, strada preciziei, numărul 7 și putem face oferte foarte bune de colectare la firmele din Horeca. Vă putem chiar bonifica pentru cantitățile pe care ni le oferiți, în funcție de ce cantități aveți. Mă scuzați că vă mișc așa monitorul. Plus că vă dăm și transport gratuit și container dacă aveți cantități mai mari. Nu vă punem containerul ăsta mare, vă punem niște containere mai mici. Dar ce vreau să spun este că putem fi foarte operativi, foarte eficienți în tot procesul de colectare și reciclare. Toată lumea câștigă la final. Voi scăpați repede de ele, poate primiți și niște bani, nu stați cu ele în curte, scăpați de aceste deșeuri, noi vi le luăm repede, toată lumea are de câștigat. Am reușit să ajungem până la urmă la noi la hală, la punctul de lucru din strada Preciziei din București, sectorul 6 și o să lăsăm acest container. Gata, am ajuns, s-a făcut între timp noapte pentru că drumul a fost foarte lung. Îl lăsăm jos, o să luăm alt container, să-l ducem la altcineva pentru că la noi ziua încă nu s-a terminat. O să schimbăm un preț container, dar asta o să vedeți în alt episod care va urma săptămâna viitoare, așa că vă rog să dați like, subscribe, share și comentariu dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, spune și pe o părere și o să ne vedem în episodul următor cu alte chestii interesante. O să vă arătăm cum se schimbă presul containerul, la ce trebuie să avem grijă, cât de bine le putem pune. O să vedeți că nu le aruncăm acolo, le așezăm frumos astfel încât generatorul, adică în speță clientul nostru, să aibă un serviciu cât mai curat și complet din partea noastră și să nu se chinuie după aceea cu pusul acelor cartoane în container și să nu își ocupe curtea, să aibă totul cât mai eficient făcut. Dar asta veți vedea în episodul următor și până atunci aveți grijă de voi și nu uitați de reciclare. Pa, pa!